I have something to say. I am reading poetry online, which is very nice, and making poetry on a computer by various means, or maybe on paper, right? Yesterday. I now look at St. John Peirce, who really had a fabulous life. He said he wrote a text, Image à Crusoe, imagine pentru Crusoe, nu este patru. Deci ce aici? Deci copilăria în mica insulă proprietatea părinților săi, strane de fie în mijlocul naturii tropicale. Asta nu atât e destul, nu mai contează altceva. Și zice aici, acolo, primul Nobel pentru literatură, fiind poet, nu? St. John Peirce. Și e interesant, s-a născut în Guadalupa. Știți unde e Guadalupa? S-a născut la Pointe à Pitre, Guadalupa, și a murit undeva la Gion, deci nu la Paris. Guadalupa este un arhipelag în partea estică a Caraibelor. Este un departament de peste Marea Franței, cu toate celelalte domuri. Guadalupa este departament de Routemer, ca și Martinica, și Tahiti, nu știu. Guadalupa este una din cele 26 regiuni ale Franței, fiind parte integrală a Republicii Franceze și Uniunii Europene. Știu că aveau în anii 90, au avut atolul Mururoa și au testat nu știu ce bombă cu hidrogen sau nu știu ce, efectiv l-au distrus, dar atolul e generabil. Dar în cât timp să face un atol pacific? În fine, lăsând asta, el a compus și Anabasa, 1620, vorbim de poeme care au aplicat în 24. Ce vreau să zic? Muiala cu Casarabasa, românul ăla. Bun, vreau să zic ceva. Cu premiul Nobel, premiul Nobel. M-a izbit ceva. Je ne suis pas comme cela. Nici măcar ca și Marin Soares, care și el de la noi, nici măcar ca și Nikita Stâni. Eu, ca și Perpetua și Policarp, soi una cristiano, uno cristiana, da? Că vreau să fiu mai aproape de tina. Așa că vreau să zic ceva. Să naște un maimuțoi din ăsta, el să naște pe sine maimuțoiul, paiangenul, omul fără suflet, nu? Omul colaboratorul cu orice, oricine, comunist, capitalist, criminal, mason, numai să-i iasă lui toate alea. Dar eu vreau să vă spun, drag comitet și mai ales drag comitet de cititori din lume și postum. Băi, frate, adică tu vii la mine cu un tip care personalitatea lui e că el e mare nobelist. Mai trebuie să mai spunem, pentru că niște mafioți de la USR l-au nobilizat de două ori. Înțelegi? Cu oamenii lui Manolescu. Deci, dați-vă că eu, și el personalitatea lui. Grațiați-mă, persecutați-mă, ci eu sunt acela curat. Stimulați-mă, încurajați-vă, ce eu sunt acela curat. Nu? Deci e absurd. Cu ce mesaj vii tu să, ce să zică Nobel, mă refer la organizația Premiului Nobel de Literatură, nu, de care suntem pasionați de literatură, care nu, du-te, domnule, repară mașina și lasă-mă în pace. Dar lăsă ceva. Deci ce să zică Comitetul Nobel despre tine? Tu ai fost un mare nobelist. În scrierile tale ai fost un mare nobelist. Deci înțelegi, omul ăsta are creierul scalpat, așa la cub, cum scriu eu, Universul pătrat. Nu, nu.
Eu am altă personalitate, am un alt univers pe care acest cetățean, Mircea, nu-l cunoaște, nici măcar de rușine și ocară. Am păcatele mele, am virtuțile mele, am harul meu, am, știu eu, nenorocirea mea, dar am pe Dumnezeul meu, pe Hristosul meu, al părinților mei, chiar și tatăl meu este cu Dumnezeu. Și așa putem spune că și Nietzsche, săracul, din care am ieșit, sau ei, au ieșit toți, afară de mine, și el era cu Dumnezeu său, ca și Zoroastru, nu? Aducea aur, smirnă, tămâie, pruncul lui Iisus și altora. Și atunci vreau să te întreb, spune tu mie, că știți că Zoroastru i-a făcut tot felul de glume. Păi atunci eu, dacă l-am pe Dumnezeu, în primul și primul rând, că dacă Dumnezeu îmi dă minte și îmi dă talent, fac ceva ce un asemenea Beșiktaș nici nu visează. Nu visează. O scris vreodată, cum se termină Levantul? Nimic, nimic nu există. Da? Foamea nu există. Biserica nu există. Carte frumoasă, cinste, uite, scris cu mâini, însemnări pentru Miriam. Uite, asta ar trebui să ia premiul Nobel, deși e inspirată de un om de rușine, de un copil de rușine și ocară, al lui Constantinescu. Eu am inspirat această carte. Cu cartea novelă, cu drumurile, cu femeile și cu cartea de povești fără cu aripi, pentru copii și adolescenți. Povești pentru copii, povești pentru adolescenți. Deci, asta e indubitabil, plus alte lucruri. Și cu viața mea. Dar mă întreb de ce eu păsat atâta. Întrebarea nu-i că sunt eu grozav. De ce eu păsat acestui Johnny Rule atâta de mine? Asta e o întrebare. Ai o întrebare bună. Nu, gata, ultima întrebare. Deci ideea e, eu am pe Dumnezeu, am de la mama cărți de rugăciuni, acatistiere, acatistul pruncilor dovortați, am iconiță de jucărie de copil, am Luna Bucureștilor, am pe Gauguin în haină albă, am pe Ellen White, am punga cu nuci, am punga cu cozonac, am Biblii, am așa, așa, așa. Tu cu ce durerea mea vii? Că faci acolo și ați văzut, bă, ce urât îi, bă. Se face tot mai urât. Serios, l-am văzut azi noapte, m-am speriat ce urât s-o putut face. Mic, urât și negricios. Nu vreau să zic că negru, nu. Negricios de ură, de nu ură de ras, de ură, de micime, de nu, e ca și cum, știi, el a fost cândva o broască uriașă. Și toți au zis, ia uite ce broască uriașă, ia să o umflăm și mai mult. Și l-au umflat cu pompa și l-au pus la tiribomba, la Nina Persson, la Stockholm, la Göteborg, la Antwerp, Uppsala. Și acum ăștia l-au luat la cercetat și au văzut că iese pe la ventil, știi? O tot ieșit pe la ventil, o tot ieșit pe la ventil. El a zis, lasă, iară mă umflă ăștia cu popa, l-au mai umflat cu popa, baronii, el e, ce peste baron? Marchiza, Ion Daciana, Daciana o floare, poftim se spune, dar am vrut să fiu mai aproape de Tina. Tina. No, și ce vreau să zic? Și apoi a început muștiucus așa, și se duce și acum broscoiul se face tot mai mic, tot mai mic. Înțelegi ce zic? Este homerică treaba. Și deja vede că e mai mic decât era altă dată și se face tot mai mic, se negrește până va plezni. Va plezni, domnule, balonul. Că ăsta a înălțat intravelonul și a luat după el un miel viu. Și cum? N-am dus, am lipsă de hrană. Și cum l-ați mâncat așa crud? Nu, l-am tăiat și l-am fript la soare. N-am dus lipsă nici de apă, că era toamnă și nu duceam lipsă de apă, apă de ploaie.
El e marchizul Münchhausen, mai mare peste Kendefi, ce-a colindat mai peste tot. Din Perula, Nagvaradi, cu pinguini a stat la sfat, un pește l-a înghițit. Peri l-a prins un crocodil și l-a blemest prin piticit. Peticit, se spune, corect. Dar am vrut să fiu mai aproape de Tina. Tina.